SCM Argeșul Pitești a obținut calificarea în turul 3 al Cupei României, fără antrenor principal și în doar 12 jucători. Formația din Trivale s-a impus greu în deplasare pe terenul celor de la CS Hidro Vâlcea. Unicul gol al disputei a fost marcat cu doar 6 minute înainte de fluierul de final. Pâslaru a fost eroul oaspeților. Acesta a fost servit perfect în careu de Enache și a înscris singur cu portarul. De asemenea, golkeeperul Vlășceanu a prins și el o zi mare, închizând perfect spațiile către buturile sale. Pregătirea echipei a fost făcută în ultimele 2 zile de veteranul Nicolae Diță și de către Dan Didiță. În acest meci au fost utilizați următorii jucători: Vlășceanu, Avramescu, Stănescu, Hapaină, Baicu, Pâslaru, Diță, Bărbulescu, Călin, Neagu și Enache. La SCM este posibil să fie transferați și jucători de la FC Argeș care erau dați ca sigur la UTA Arad: Monel Cârstoiu, Marius Ion, Briceag, Dănuț Ivănică și Adrian Dulcea s-ar putea întoarce în Trivale. Un alt nume important din fotbalul argeșan care poate fi implicat în acest proiect este nimeni altul decât directorul sării sporturilor din Pitești, Răzvan Tunaru. Acesta ar putea fi cooptat ca și consilier al echipei.